me chan chan chan. E ceva ce pur și simplu nu poate înțelege nimeni. Odată pe an, în preajma sărbătorilor de iarnă, un fenomen straniu cuprinde întreaga țară. Românii se uită la singura casă cu aceeași poftă de 30 de ani. Unii chiar au văzut filmul deja de 10 de ori. După știri vă spun ce remake-uri ar trebui să se producă pentru ca franciza să dăinuie. Meghan Markle, ducesa de Sussex, pariază pe lapte de ovăz. Ea a declarat că a investit într-o companie care produce lapte de ovăz și vinde produse durabile. Clever Brands, care a început ca o cafenea, folosește doar ingrediente organice sau nemodificate genetic potrivit site-ului companiei. În plus, toate materialele de transport ale companiei sunt 100% reciclate după consum. Compania acordă prioritate colaborării cu furnizori de ingrediente mai mici de familii sau cu lanțuri de aprovizionare mai transparente, potrivit site-ului web. Vânzările de lactate pe bază de plante au crescut în ultimii ani și s-au accelerat în timpul pandemiei de COVID-19 și este o investiție la modă. În luna iulie, un grup de investitori care a inclus Oprah Winfrey și Natalie Portman a investit 200 de milioane de dolari în compania de lapte de ovăz Oatly. O echipă de cercetători a făcut publică descoperirea a mii de picturi rupestre din pădurea amazoniană, botezată Capela Sixtină a anticilor. Seria de frește devoalează o mulțime de informații despre viața puțin cunoscută a amerindienilor. O echipă de cercetători britanici și columbieni, finanțată de Consiliul European de Cercetare, a descoperit picturi de artă rupestră datând de peste 12.000 de ani pe o întindere de 10 de kilometri din regiunea Serrania la Mendoza. Zona a fost clasată ca arie arheologică protejată de Ministerul Columbian al Culturii. Un studiu despre aceste descoperiri a fost publicat în luna aprilie anului 2020 în revista Quaternary International. Un al doilea vaccin anti-COVID-19 ar putea fi aprobat în Statele Unite ale Americii. Eficiența acestuia este de aproape 95%, susțin cercetătorii care l-au dezvoltat. Dacă este aprobat de Comisia de Vaccinuri de la Food and Drug Administration, FDA, ar putea deveni cel de-al doilea vaccin anticoronavirus permis în Statele Unite, scrie BBC. Anunțul specialiștilor vine la o zi după ce americanii au început să primească vaccinuri de la Pfizer-BioNTech. Spre deosebire de vaccinul Pfizer, cel de la Moderna nu necesită depozitare în condiții de frig extrem în timpul transportului. Multe s-au schimbat anul acesta, modul în care facem educație, modul în care muncim, felul în care ne salutăm și multe altele. Un lucru însă a rămas la fel în preajma Crăciunului, altfel ediția 2020. Singura casă, a doua parte a filmului produs în 1992, cu Macaulay Culkin în rolul poznașului Kevin, a fost lider de audiență sâmbătă. Pelicula a înregistrat 13 puncte de rating și 36,4% share, aproape triplu față de televiziunea de pe locul secund. Un fenomen greu de explicat, dar cât se poate de real. Cu asemenea cifre de audiență, nu este de mirare că Hollywoodul nu a produs un remake, dar am făcut noi un exercițiu și ne-am imaginat cum ar trebui să arate filmul care ar putea să aibă succes după ce românii se vor plictisi de actuala poveste. O variantă ar fi Sigur acasă, cu Victor Ponta în rol principal, după ce acesta sigur nu a mai prins un loc în Parlament. Liviu Dragnea ar putea să joace în Singur în celulă 1 și 2, căci doar atâția ani mai are de ispășit. Klaus Iohannis, în schimb, poate juca lejer în 6 părți ale peliculei, că ar avea unde. Nicușor Dan poate și el să facă un remake. La el s-ar numi Degerat în casă 1, 2 și 3 lejer, căci nu sunt perspective bune legate de reabilitarea rețelei de termoficare a Bucureștiului prea curând. Gabriela Firea s-ar califica temporar pentru Singură în casă, căci de când nu mai este primar, este casnică, pentru că doar Pandele se mai duce la muncă. Nu va dura însă mult, căci merge Parlamentul. Kelemen Hunor acum nu doar în Parlament și-ar dori să joace în filmul Singur în Ardeal, dar nu prea vrea nimeni să-i aprobe de ani de zile autonomia ținutului secuiesc. Asta chiar este o producție pe care nu ne-am dorit să
o vedem. Nici Codrin Ștefănescu nu ar fi trecut cu vederea. Mătușile lui ar putea să joace în singure acasă după ce pandemia le-a obligat să nu mai umble pe la restaurante unde să-și cheltuie pensia. Vedeți, cu atâtea idei poate reușim noi să mai împrospătăm povestea. Sunt Ana Maria Păcuraru și aceasta a fost rubrica Cealitics de astăzi. Abonați-vă la canalul nostru realitatea.net pe YouTube și în pauza de la singura casă 3 dați like și share la toate episoadele noastre. Zi frumoasă.